Jandarmii doljeni au vorbit astăzi despre misiunile lor din perioada estivală. Bilanțul a fost prezentat chiar de către șefii grupării de jandarmi Craiova și Inspectoratului Județean de Jandarmi Dolj. Pe parcursul sezonului estival 2024, jandarmii doljeni au fost zilnic la datorie, asigurând un climat de ordine și siguranță publică în zona de responsabilitate. Principalele misiuni în această perioadă au constat în asigurarea unei prezențe active a jandarmilor în zonele cu potențial criminogen ridicat pentru prevenirea faptelor antisociale și consolidarea încrederii populației în structurile de aplicare a legii. Asigurarea ordinii publice, respectiv protecția participanților pe timpul desfășurării manifestărilor publice. Constituirea capacităților de intervenție specifice pentru prevenirea eventualelor situații cu impact major în planul ordinii și siguranței publice. Eficientizarea misiunilor de securitate fizică a obiectivelor și a transporturilor de bunuri, valori și de produse cu caracter special din competență. Derularea de acțiuni de informare preventivă a populației cu privire la misiunile specifice sezonului estival executate la nivelul unității. În perioada menționată, structurile de ordine publică ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj și-au concentrat eforturile cu precădere în scopul asigurării ordinii publice la manifestările cu public numeros. Astfel, în scopul menținerii climatului de ordine și siguranță publică, s-au executat 106 misiuni de asigurare a ordinii publice cu 1844 jandarmi la manifestări sportive, culturale, artistice, religioase sau promoționale. De asemenea, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, 3551 de jandarmi au fost angrenați în 1920 misiuni de menținere a ordinii publice în sistem integrat cu poliția în locurile și mediile cu potențial criminogen în scopul creșterii gradului de siguranță a cetățenilor. În urma acestor acțiuni, în perioada de referință, au fost constatate un număr de 56 de fapte de natură penală, fiind depistați 50 de autori astfel, 23 de infracțiuni constatate în mod independent, cu 21 de autori, fiind întocmite un număr de 20 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, 33 infracțiuni constatate în cooperare cu poliția, cu 29 autori, fiind întocmite un număr de 24 acte de sesizare a organelor de urmărire penală. Pe linia constatării faptelor de natură contravențională, jandarmii doljeni au aplicat 292 sancțiuni contravenționale în valoare de 81.900 lei. Un rol important în asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică l-au avut și echipele de intervenție constituite pentru asigurarea intervenției operative, atât la obiectivele din competență, asigurate cu pază de efectivele jandarmi, dar și la solicitări prin SNAU 112, acționând în această perioadă la 81 de solicitări cu un efectiv de 288 jandarmi, fără să fie înregistrate evenimente deosebite. Având în vedere faptul că în perioada sezonului estival au fost organizate numeroate manifestări în spațiu public, precum și afluxul crescut de persoane de pe Aeroportul Internațional Craiova, pentru prevenirea săvârșirii de fapte antisociale au fost constituite și capacități de intervenție din cadrul structurii de acțiuni speciale și antiteroriste. Chiar dacă a fost o perioadă de vacanță, un rol important l-au avut și activitățile de prevenire. În perioada de referință, fiind realizate de către personalul inspectoratului, un număr de 65 activități preventive informative în tot atâtea locații, la care au participat 1559 persoane, fiind distribuite 1204 pliante și 500 de flyere. De asemenea, odată cu începerea noului an școlar, jandarmii doljeni participă zilnic în sistem integrat alături de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj la menținerea climatului de ordine și siguranță publică în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar, scopul fiind acela de a preveni producerea faptelor antisociale și de a crește gradul de siguranță al elevilor și cadrelor didactice. Și în acest an școlar, jandarmii vor desfășura activități preventive educative în rândul elevilor, dialogul cu aceștia urmărind adoptarea unui comportament civilizat și respectarea normelor de conviețuire socială, atât la școală cât și în timpul liber, pentru prevenirea faptelor cu violență, a consumului de substanțe interzise, precum și a bullying-ului. Un alt domeniu important în activitatea jandarmilor doljeni este reprezentat de asigurarea securității obiectivelor din competență, fiind asigurată paza la 32 de obiective aparținând Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Public, al Justiției, Ministerului Finanțelor, dar și conductele magistrale de transport produse petroliere. În această perioadă a sezonului estival s-au asigurat paza a 151 de transporturi cu un efectiv de 371 jandarmi, din care 55 transporturi speciale cu 201 jandarmi, 16 transporturi de bunuri și valori cu 32 de jandarmi și 80 de transporturi corespondență clasificată cu 138 jandarmi, misiune desfășurată în cooperare cu Serviciul Român de Informații.
Pe acest segment de activitate ne preocupăm permanent să eficientizăm dispozitivele adoptate împreună cu beneficiarii de pază în scopul diminuării riscurilor, vulnerabilităților și amenințărilor la securitatea acestora, dar și pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor în proximitatea obiectivelor. Ca element de referință în această perioadă, datorită modului eficient în care jandarmii au îndeplinit misiunile, nu au fost înregistrate evenimente deosebite în ceea ce privește securitatea obiectivelor menționate, beneficiarii instituțiilor fiind mulțumiți de calitatea serviciilor prestate. Principalele obiective pe viitor sunt asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, creșterea eficienței prevenirii și combaterii faptelor antisociale printr-o prezență activă a structurilor operative mediile cu potențial criminogen crescut, optimizarea cooperării cu celelalte componente ale Sistemului Național de Ordine Publică Securitate Națională. În final, dorim să mulțumim cetățenilor care au ales să petreacă acest sezon estival în mod responsabil și vă asigurăm că suntem o structură a Ministerului Afacerilor Interne aflată permanent la datorie, iar cetățenii pot în orice moment să se bazeze pe noi și să ne solicite sprijinul ori de câte ori este nevoie. Am să abordez activitatea desfășurată de gruparea de jandarmi mobilă Craiova în perioada estivală pe trei paliere. În primul rând, vreau să reamintesc faptul că această instituție a jandarmeriei are competență teritorială în 7 județe din sudul țării, un teritoriu destul de întins, destul de mare, cu o dinamică a misiunilor la fel de mare. Am desfășurat activități din tot palierul de competență materială al jandarmeriei în funcție de solicitările colegilor de la inspectoratele de jandarmi județene din județele în care avem competență teritorială și la solicitarea celorlalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne. Primul palier este cel al menținerii ordinii publice. Gruparea de jandarmi mobilă Craiova a angrenat efective în activitățile de menținere a ordinii publice în cooperare cu efective din unitățile de poliție, având ca obiectiv principal siguranța cetățenilor. De asemenea, pentru prevenirea și combaterea faptelor cu violență, pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de substanțe psihoactive, gruparea de jandarmi mobilă Craiova a dublat efectivele, astfel încât în cooperare cu colegii de la poliție să putem organiza acțiuni de tip blocada. Al doilea palier este cel al asigurării și restabilirii ordinii publice. În această perioadă am participat cu efective la asigurarea măsurilor de ordine publică, la manifestări și adunări publice care s-au desfășurat în zona de competență teritorială, efectivele grupării de jandarmi mobile Craiova, acționând punctual în situația în care au apărut evenimente care nu se circumscriu normativelor în vigoare, evident luând măsurile legale care s-au impus la fața locului. Al treilea palier este cel al prevenirii și combaterii faptelor antisociale. Efectivele grupării de jandarmi mobile Craiova, participând la acțiuni atât în mod independent cât și în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și nu numai, au desfășurat acțiuni în zone cu un potențial criminogen ridicat, acestea fiind stabilite în grupuri de coordonare și trasarea sarcinilor care se desfășoară săptămânal împreună cu reprezentanții acestor structuri cu responsabilități pe acest segment în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj și de asemenea am acționat și pe palierul Piscicol, pe protecția mediului, pe palierul Silvic și nu numai. Ținând cont de aceste activități, vreau să vă prezint și câteva cifre statistice. În această perioadă supusă analizei,
am executat un număr de 126 de acțiuni de asigurare a ordinii publice, multe dintre ele fiind pe partea de manifestări cultural-artistice, mai precis 112 dintre acestea, 10 la manifestări sportive și 4 la manifestări religioase. De asemenea, am organizat 90 de patrule în cooperare cu colegii de la poliție și 834 de patrule de jandarmi în mod independent, care au acționat în zona de competență teritorială. De asemenea, au fost organizate și executate 293 de acțiuni în cooperare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne și 115 acțiuni în cooperare cu alte structuri. În urma desfășurării acestor activități, efectivele grupării de jandarmi mobile Craiova au constatat în mod independent 110 infracțiuni și 13 infracțiuni în cooperare cu colegii de la poliție. De asemenea, au fost aplicate un număr de 1423 de amenzi într-un cuantum aproximativ de 400.000 de lei și 901 avertizmente scrise. Vreau să scot în evidență faptul că există o cooperare și o colaborare foarte bună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne și nu numai, fapt ce a condus la o bună organizare și o finalizare a misiunilor încredințate fără evenimente deosebite, fără incidente majore. Subliniez faptul că la cele peste 120 de misiuni de asigurare a ordinii publice pe care le-am executat în perioada estivală, nu a fost nevoie de restabilirea ordinii publice. De asemenea, în perioada următoare avem în atenție toate liniile de muncă care ne sunt conferite prin actele normative în vigoare. Evident că suntem pregătiți, ținând cont că intrăm în trimestrul 4 al anului, intrăm în sezonul rece. Această perioadă comportă anumite particularități și suntem pregătiți să acționăm și în aceste zone specifice perioadei care va urma.